Uite, s-a enervat, Gata, am luat foc. Yes, yes, în sfârșit și-a revenit. An de an, Neamărin a făcut cu succes două lucruri. Dansuri populare și îmblânziri de vedete. Ieși! Ieși afară! Ieși afară, când zic! Ieși! Ia, așa! Așa ai mers, ieși afară! E normal ca acum să poposească la circ. Tu chiar vrei? Bă, stai, mă! Eu te cu pantalonii în mână! Cum prietenii de la Beluci aveau nevoie de o mână de ajutor, Neamărin a dat strigarea și au apărut roi de vedete pe la noi. Astă seară o luăm de unde am lăsat-o, căci treaba nu se poate lăsa neterminată. Așa e viața de la țară, de când e lumea. Pontos din fire, Neamărin va face o farsă spumoasă. Mă minți că mă duci în Bulgaria de 3 zile și mă duci la Balamuc? Se va lăsa cu o ținută de seară la muncă în plină zi de vară. Să nu te înțepi! Vino încoace, mă! Mulțumesc, Neamărin, la fix! Dar uite că Neamărin îmi duce grijă, mă, frate, să nu mă înțep. A aruncat cu papucii după mine în semn de grijă. Bă, nu da! M-a terminat! Bă, du-te! Bă! Mamă, trebuie să-i fac ceva. Hai, mă, Neamărin! Direct în freze i-am dat. E normal ca totul să degenereze în haos și praf. Ciu! Fără doar și poate, scopul principal e spectacolul din arenă. Pentru el se vor depune eforturi la limita imposibilului. Oh, nu e ruptă roaba! E ruptă roaba! Pe plajă! Tripla de băieți năzdrăvani își va continua seria de pățanii. Singuri! Toboganele se vor dovedi cam periculoase, până și pentru cineva ca ei. Cu trupul șurube chiar că e în aia, cu învârteală pe față și pe spate. Tradiția serviciilor contra serviciilor umple și astăzi lista de activități. 1, 2, 3, hei, să vezi, băi! Și tu rămâi cu rubii aici și continui cu gardul. Cu ce gard? Pe bune? Ești bărbat de roce. Săpăm, ridicăm, cărăm, dăm la baros. Va fi ucigător de greu în soare, oricât ar fi brandul de mare. Oricum, după circul ăsta ne putem angaja oriunde. Dar spectacolul se va dovedi un succes. Și de casă, și de arenă. E plină, uite aici, pe partea asta, e plină aici. Era lume care stătea pe jos. La un moment dat, ei n-au mai făcut față la vânzare de popcorn, sucuri. Bună seara! Bună seara și bine ați venit la circ! Nu știu care-i treaba cu seara asta, dar este cea mai frumoasă seară. Și uite, parcă e un făcut, Dumnezeu face ca ultima seară să fie și aia cea mai cea. Oh! A căzut! Vor interveni incidente în program care ne vor duce sufletul la gură. Nu știu de ce mă suntem așa. Până la urmă, asta e viața ce ne place. Cu acțiune, cu glume, cu farse, cu transpirație, de senzație. La mare sub cerul senin. De vacanță, de vară. Ala Neamărin. Hai deșteptare. Doi papagali stau aici. Unul mai mușchiulos și unul mai pânos. Eu nu umblu cu ciorap. Viața. Eu dacă m-a făcut Dumnezeu colorat, umbli cu... mă arăt în soare. Deșteptarea tot de la acest papagal mai mare. Umbli cu pene pe tine, nu? Eu cu penele colorate, nu vopsite. Ultima zi! Neața, bătrâne! Ce faci, bătrânel? Ai dormit încălțat? Hai, ultima zi. I-am adunat pe toți, am servit micul dejun împreună. N-a venit Andrei și Liviu, m-am dus la ei. Mi-a spus, haideți, grăbiți-vă că vreau să plecăm la diferite munci. A, nu, noi mai stăm, noi mai dormim. Și mă enervează chestia asta. Ia uite, uite, s-a enervat. Yes, în sfârșit și-a revenit. Mulțumesc, Doamne, că l-ai adus pe Neamărin înapoi. Ia aici. Vă duceți la eforie? Cu ceva în el, mă, cu uite, mă, dă-mă, de ce mai dă-mă? De ce 5 minute? De ce, cu ce am greșit? Pe ce ne pregătim de război? Ce ne-au atacat nemții? Hai, băi, Doriane, veniți încoace. Stăteam liniștiți la masă. Am mâncat, ne-am băut cafeluța, ăsta tot țipa. Rubi. Ieși! Ieși afară! Ieși afară, când zic! Ieși! Ia, așa! Așa ai mers, ieși afară! M-am enervat rău că Rubi tot nu vrea să vină la întâlnire. Stai așa, să ies frumos! Ieși!
Stau după tine 7 ore. Și acum ce fac? Mă machez aici? Da, te machez pe drum, Anda. Bine, spune-mi, ori să mă apuce spumele, grab. Fă sprâncenele prima dată, ca să nu arăți ca o chelioasă la televizor. Hai, hai, gata, așa mergi. Ia-mi ochea pe mine. Ia-ți ochea în mână. În mână? Păi da. Mergem direct sau mă... Lasă, așa mergi, că e bine, hai unde ești. Mergem hai. Direct? Da, mergem, hai. Dacă nu făcea criza de nervi, nu mai plecam nicăieri. Te-au simțit că te-ai muia, neamărine, da. Să mori adevărul ăsta. Vrei să o iei de dimineață, tu? Tu chiar vrei? Chiar vrei, hă? Tu chiar vrei asta, tu? Tu chiar vrei? Chiar vrei? Stai, mă! Deci, fii atent, ascultă-mă un pic. Am venit aici la ora la care am trebuit. Vezi că n-au ajuns ăștia, au întârziat 20 minute și tot eu mai iau pe coaștiu. Gata, hai ieși. 1, 2, dacă zic 5 și nu ești, să vezi spargă asta. 3, Zrubi, dacă nu ieși acum... 4. Hai, codă cu de-alea cu 0,5 pe 0,3. Așa, hai că ești tu mai bine pentru. Hai. S-a speriat, așa a luat tot din mers, geantă, farduri, că nu era fardată. Telefonul meu! Lasă-mă, băi! Treci! Alex, tele! Da? Telefonul meu! Anda n-are memorie, bre! Criza aia de nervi a durat 3 minute. Și toată lumea a fost gata, în 30 de secunde am plecat după aia. Liviu Bârciu, Andrei Ștefănescu, numai în această seară la Circo Beluci. Aici că nu e nimeni, Gogule. Undeva unde e nume? Noi trebuie să facem promovare, trebuie să dăm niște flyere și niște postere, să le pună în parc, pentru că acolo sunt o grămadă de oameni și vin o grămadă de oameni. Să afle și ei de circul nostru Beluci. În Los Mons. Promovarea am făcut. Acum trebuie să, mai, trebuie să mergem la Aqua Park, să ne tindem trupurile pe un sezon. Cu cim. Să păpăm ceva în afară de covrici. Bravo. Să ne dăm pe tobogan. Singuri, fără neamărin, cu Dorian Popa, la Eforie, la parcul de distracții. Perfect. Pe plajă. Trei tipologii diferite. Eu, gălăgiosul enervant, Liviu, morocănosul care bodogăne și Andrei, împăciuitorul tuturor. Mergem într-un sat să facem rost de brânză. După ce luăm brânza, ne întoarcem la noi la circ. Și de acolo vă spun ce aveți de făcut, e clar? Da. M-am ofticat atât de tare pentru că mi-am luat rochița în speranța că, bă, poate mă grăbește să mă duc în Bulgaria și sunt vreo fraieră. Întrebare, acum în satul ăsta, la cules de brânză, mă murdăresc? La cules de brânză nu te murdărești. Cum să culegi brânza? Ești nebună? Să știu ca să dau rochia jos, că eu nu vreau să mă murdăresc, te rog. Păi la cules de brânză nu te murdărești, că când culegi brânza n-ai decât să bagi mâna acolo, să o scoți așa și să o pui undeva. Ea nu e atentă, păi ea nu interesează. De nimic. E bine cum sunt eu îmbrăcată. Unde ne duci, ești foarte bine. Ce trebuie să muncim oare? Păi, nu știu, nu știu, să vedem. Da. Asta nu știu. Bine. Când am ajuns la locație, ce să vezi? O fermă drăguță, cu multe vaci, cu de toate. Noi avem nevoie de niște brânză și dacă le dai și niște lapte, ar fi perfect. Da. Dar în schimbul brânzei și laptelui avem ceva de treabă pentru dumneavoastră. Orice. Da. Cântăm, dansăm, okay. Ce facem? Ce ai? Drumul la mână trebuie să dau drumul la vaci. Da? Asta da, zic. Ia-le pe ele două și dați drumul la vaci. De încărcat vreo 12 saci de urială. Ia-le pe ele două. Tot ia-le tot pe ele okay. 6 baloți băgați înăuntru. Deci și după aceea vedem ce. Și după aceea mai vedem. Ok. Prima sarcină pe care ne-a mărit mi-a dat-o mie și lui Rubi, tocmai pentru că ne-a văzut dive așa. Eu eram puțin mai sport îmbrăcată. Rubi a crezut că mergem pe un iaht. Ne-a spus că avem niște băcuțe foarte drăguțe pe care trebuie să le scoatem, să le ducem la păscut. Mergem la plimbare! Uite-te în ce-am încălcat. Tot noroc, Anda, seara asta sigur nu. Să mor, sigur nu pățim nimic. Trebuie să joc la 6 din 49. Sigur nu pățim nimic, uite ce-am făcut. Am scos 1000 de vaci afară, mari, ditai. N-am văzut băcuțe de mari. Ce așa e, cum spui tu, nu te contrazice nimeni. Cine te cerți, mă? Nea Marina? N-aveai chef de el la ora asta. Auzi, uite ce mos e ăsta mic de aici, cu pete, așa. Hai, micuțule, hai. Haide. Hai, micuțule, hai. Wow, haide, acum, repede, că nu trec mașini. Hai, înaintăm.
Am scos toate văcuțele, le-am trecut strada cu grijă și atenție și le-am dus la păscut. Ia uite, s-a supărat ăla. Ce face acum? Zi nici nouă ce face. Face rău. Aoleu, adică... Aoleu, maică mea! De... de montă. Trebuia să le ducem la păscut și să le luăm așa pe la spate, prin învăluire, să le ghidăm. Azi ne-am urmărit să luăm băț în mână ca să fim cât mai veritabile. Dar noi nu le-am dus cu bățul, noi le-am dus cu vorba bună. Ai grijă cacao, cum dai acum? Ușurel! Am zis, bă, hai să începem noi să cărăm niște baloți. Că omul ăsta a zis să cărăm baloți pentru când vin vacile, să aibă ce mânca. Că așa e viața de la țară, de când e lumea, că îți vine câteodată... A, băga-mi așa! Să te tu ai zis să iei așa. L-a luat el un balot, îl tăra, îl înțepa la picior. Vrei să facem o chestie mișto? Zi! Hai că-ți arăt eu. Am văzut că e greu și aia am scos mine. Uite, fii atent la bătrân. Vrei să ne fie ușor la amândoi? Bă, n-ai bătrân? Când nu ai, să-l cauți. Și când ai, să-l pupi în... Ia uite. De exemplu, tu dacă mai ai pe mine acum, trebuie să ai grijă de mine. Nu, păi nu, că tu nu ești bătrân, tu ești veșnic tânăr. Am înțeles. Ești, nici nu poate să spună cineva că tu ești bătrân. Da. Și hai să uită brea, așa. Gata, mă, hai, am dus unul și a rămas teava la mine. Ia să-i scap eu țeava puțin partea lui unde o să pună mâna, să-i o scap printr-o balegă un pic. Eu moșmondesc eu foarte puțin elegant. Eu dau. Să-l dă mie bățul. Dă-i tu jos. Încet, încet, că nu te grăbește nimeni. Eu m-am prins. El a băgat bățul ăla în balegă și mi l-a dat ca eu să-l prind de-aia. El, frăier, cum i-a pus mâna el pe balic. El a vrut să facă mie și el a avut parte, da. Ai pus mâna? Nu, nu, eu ți-am spus. Dar te-ai pus mâna puțin. Da, cât de nenorocit ești. Acum... S-a prins și a răsucit-o. N-am putut să-l ard. Ce ok, fire aia, tu crezi că s-a întâlnit hoțul cu prostul? Cineva sus acolo mă iubește. Ia saci ăștia. Așa. Saci, saci. Așa. Ăla nu-ți mai trebuie. Asta zicea, că-ți trebuia ție. Nu, 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 nu-ți trebuie, vă răsere. Scoți mine, hai cu mine să punem uruială în saci. Ce mi-am dat umplut 12 saci. Ai nemurit? Băi, te rog, ia, nu mai fac nimic. Ce nu faci? Vrei să fac baie aici? Fac asta aici, fac baie. Nu vrei? Băi, nu da! Nu vrei? Băi! Hai cu tata, hai! Nani, 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 nani! Băi, scoata, vrei? Când am văzut făina aia, zic, mamă, mamă, trebuie să-i fac ceva. Mamă, dacă îți dau una de-asta în preză, să oră, știi cum te fac? Da. Clop, te fac! Dă dacă ai curaj. N-am cum, că bate vântul încoace, că m-am gândit de mult. Că dacă dau pe batale, zboară toată pe mine. Că nu-s prost, că dacă erai un pic câși... De ce crezi că stai eu aici? Hai! Să nu faci vreo prostie, să dai cu ăsta, că nu mai ne spălăm de drăcia asta. Asta dacă intră în piele, am încurcat. Dați viței aia de acolo, da? Și băgăm aici, la loc. Uite ce moi sunt! Ne imaginam că nu o să facem doar atât, că ar fi fost prea frumos, dar sigur neadevărat. Că o iau în partea cealaltă. Hai, acolo trebuie să-i dați. Hai încolo. Hai. Hai încolo. Hai în partea aia. Nu încolo. Nu încolo. Partea aia, în partea aia. Ei se joacă. Hai, în partea aia, în partea aia. Hai, albiță. Hai, ajută-mă hai, un pic, ține-te. Hai pe rând. Păi nu mi-am imaginat că poate fi atât de greu să muți câțiva viței dintr-o parte în alta. Am încercat să-i ademenim cu mâncare, adu fânul, ia apa, dă-le în gură, ia mălaiu. Eu alergam pe o parte, rupi pe altă parte, ăla nefentas. Îl aruncam peste gard. Nu, cel mai bine, cum să dai peste gard? Hai, ne-am alergat. Dai că asta-i potocuri, dai seama cum care ia balotul. Am cărat paie cu Anda, am cărat un balot de paie, ne-am chinuit o grămadă cu el ca să-i momim pe viței nebuni. La ei în cușcă. Ăsta-i prietenosul, hai prietenosule, vină încă. Hai, fă-și hai la papa, acolo, hai. Uite paia acolo, hai. Hai, fă și mănâncă. Hai, dulcioace. Hai, vino să păpăm, vino să păpăm. Un pas în față, de asta de trei pășit. Da, 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 da. Păcat. Trage de el, că vine, dacă trage de el. Mult trag tare, dai seama că n-am forță.
de la ei din țarc să-i mutăm în alt țarc. Cred că doar așa, de dragul de a ne vedea chinuindu-ne, pentru că știa că ăia sunt nebuni și nu te înțelegi cu ei. Dino! Haide! Hai! M-am descălțat până la urmă, n-aveam ce să fac. Modă, dar nu puteam să fac nicio treabă pe acolo din cauza tocurilor. Duceți-vă după rubii, după rubii! Așa, după rubii, după rubii! Hai, copii! Între a-ți rupe piciorul sau a merge de spulță printre balega de la vaci, cred că oricum mai bine alegeai a doua variantă, că măcar nu te alegeai cu piciorul rupt. Hai, în partea! Ana, m-am dezbrăcat, am picioarele goale! Hai, în partea! Ia papucii, Rubi! Hai! Unde să iau? Uite aici! Hai, Rubi, ajută-mă! Stai că uite, vine ăsta! Hai, Rubi, așa, dă-te! Vezi acolo! Ia-ți ăștia pe picioare, Rubi! Să nu te înțepi! Vino încoace, mă! Mulțumesc, Neamarin, la fix! Hai, ia-i pe picioare! Dar uite că Neamărin îmi duce grijă, mă, frate, să nu mă înțep, să am grijă. A aruncat cu papucii după mine în semn de grijă, nu în semn de să-ți par capul. Suntem la Circul Beluci și trebuie să facem și noi cumva un pustiu de bine sau ce niște lume pe acolo. Și dacă puteți să ne ajungeți cu o promovare, că de aici vin o grămadă de oameni și știu eu că e full tot timpul. Copii mulți. Să mai împrăștiați astea, mai le puneți pe un șezlong, mai te faci să la un bilet, la un bilet, dar și unde-o stă. Părerea mea că ar trebui să facem un fel de barter. Adică am și eu puțin nevoie de voi. Suntem de acord! Mă ajutați pe mine. Ia-le-ți! Ajutați pe mine un pic cu promovarea și cu niște treburi pe aici în parc. Cu cea mai mare plăcere, vă ajut și eu. Trebuie să vă îmbrăcați în mascote, să stați în față, să îmbăgați oamenii în parc. Ce mascota? Ai luat-o razna? Ales, dacă vrei bine, dacă păi nu. Să văd mascota mai întâi. Vă alegeți, ori mergeți să vopsiți nu știu ce, să vă ruiți, ori mergeți să mutați niște șezlonguri, ori vă să spălați o piscină, ori vă îmbrăcați în mascotă. Deci eu vreau... I want... To put free. This... Am 13 de-astea și 4 de-astea. Dacă mă pui pentru asta, să vă scotă, să-ți dau cu var. Liviu Vârciu este un negociator foarte bun. Adică ea spuneau, face și aia și aia și aia și eu spuneam, cum mă și aia și aia și aia, ești nebun? Adică, păi, stai puțin, ce ne dai? Ne împarți niște flyere? Următoarea, am o piscină goală dezafectată în spate cu un vap, s-o curăță. Eu! Ce aia, o ce? Next. O piscină dezafectată. Eu. Efectiv, eu vedeam cum se diminuează dorințele oamenilor. Eu cu Andrei mergem să spălăm piscina. Da. El îmbracă la mascotă. Că, eu trebuie să mă îmbrac în mascotă. Ce mascotă și-a Dorian? Ce animale aveți? Nu, Dorian. Dar ce contează ce mele? Cine era mai potrivit? Decât Dorian. Eu sunt Shopee, cască, ochii. Nu dați banii pe prostii, veniți la parc, copii. Toți Johnule. Eu trebuia să mă îmbrac în mascotă și să mă duc în față, să mă transpir un pic, să mă așa. Dar am zis, dacă tot e porta voce aici, lasă să ne facem auziți un pic. Vaporul aquapark se va primi la bord. La mascotă ce-i nasol? Transpiri un pic și îți calci un pic pe demnitate, dar munca fizică, efortul propriu nu e așa mare. Veniți la cel mai tare parc acvatic, vă așteaptă cu cele mai alunecoase tobogane. Foarte bun, știam că e cu goarna și cu vocea e exact ce trebuie. Și noi am zis, bă, ce poate să fie, să ne alegem. Cine alegem ala volan, să spălăm piscină. Nu putem să o spălăm mâine, că e soare. Era și frumos afară. Soare, nebunie, era o furtună cu niște Teribil. Nori. Ah. Foarte bună! La muncă! La muncă! Râd copiii de noi! Râd copiii de noi! Ăla e mascotă, m-a trezit de dimineață. Am ajuns binișor. Ce mai era? Dai, că ne mai gândim un pic. Nu muncește! Tu te mă de aici, n-ai venit cu părinții, pleacă de aici. Mai rog că se mai arunce cu roșii și cu castraveți. Sunt descui pe râu. Bate-i, Neamărine, bate! Omoară-i, dă-i, rupe! Ce-o fi bucuria lor să uite la altul cum muncește, nu înțeleg. Da, și te n-am văzut în viața mea să te bucuri când vezi un om că e chinuit și muncit.
oamenii se bucură și se simt bine, ne filmează. Ha, 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 uite-l pe ăla cum muncește. Asta e viața. Ideea e că am reușit să spălăm în mare parte acel bazin. Acum, pauză de masă! Bună, Mărin, nu se termină treaba în casa asta niciodată? Hai, roaba și mergem aici. Câte chestii facem pentru o bucățică de brânză, luați, jur. Bucățică? Să-mi vezi câtă brânză ne dă. Ce facem? Roaba și veniți încoace. Ne-am Mărin, drăguț, ca de obicei, un singur lucru vă mai rog. Trebuie doar să încărcați niște saci de uruială. Ceva similar cu făina combinată cu mălaiul. Nu văd de părul ăsta nimic, jur. Ne-am Mărin, opriși mie părul un pic. Stai că țipi, vino cu așa. Într-un coc? Nu, te rog. Nu ți le cu de-asta. Nu merge să fac nimic. Bătea un vânt de ne lua pe sus. Pe noi, cu tot cu uruială, cu tot cu Ne-am Mărin, cu tot cu saci. Bravo, sir. Nu mai pot. Jale. Cred că era ceva... ceva de scris poezii. Mi-a intrat în ochi. Ce faci? Băi! Ce? Băi! Nu pot să cred. Să... ce ați făcut, mă? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Băi, stai, bă! Hai, mă, neamăr! Direct în freze i-am dat. Una, două i-am dat. Una după alta. Nu rochia asta! După ce că eu m-am îmbrăcat cu rochia aia roz degeaba, mă minți că mă duci în Bulgaria de 3 zile și mă duci la Balamuc, mă porți numai din lac în puț, din lac în puț, din lac în puț. Mă mai umpli și de uruială. La joaca asta nu mă bag, m-ați făcut varză. Nu pot să cred. Ce pot să cred? Zici că ești fantoma de la operă, Ne-am Mărin. De la Ne-am Mărin. S-a aruncat tot în contra, aruncat tot contra așa. Tot pe noi, da. Nu pe mine. Bătaia cu uruială a început de fapt între Cosmin și Ne-am Mărin. Dar stai seama că în vântul ăla ne-am luat-o toți. Dar cel mai rău, de data asta și-a luat-o Ne-am Mărin. Nu e ruptă roaba. E ruptă roaba. A fost o zi perfectă și plină numai cu treburi de femei. Greu și cu munca. Să mâncăm. Și glicemia. E bine când ai omul tău pe scenă care îți face treaba. Cine a ricat aia o clopata? Muzică, DJ! Nu mai avea treaba lui. Cum să-l chemăm de la servici? Băi! Băi, du-te! Băi, băi, băi! Băi, Marina, băi! Eu m-a terminat. Aruncă peste gard! Cine sunt? Ghiță Mureșan. Hai să renunțăm, mergem la supermarket să cumpărăm niște brânză. Să nu mai vii după noi atâta. Tu stai aici și mergem pe topogan. Nu poți să stai lângă Dorian, că îl completezi, îl faci varză. Păi dacă a făcut cineva ce am făcut eu acolo, eu îl mănânc.